Bună dimineața, București! Cu Alex Vinculescu și Andreea Bratu. Bună dimineața, din nou 9 și 30 de minute, așa cum v-am obișnuit la această oră, avem interviul dimineții. Invitat alături de noi în matinal, chirurgul Bogdan Tănase, managerul Institutului Oncologic din Capitală. Bună dimineața, domnule doctor, bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! În primul rând, vă mulțumim pentru invitația acceptată de a fi alături de noi în matinal și, în al doilea rând, să încercăm pe cât se poate, așa cât ne permite și programul, să mai deslușim așa ce se întâmplă în sistemul medical, unul lovit din toate părțile, nu doar în România, ci la nivel mondial vorbim de mai multe probleme, dar în momentul de față ne raportăm la ce se întâmplă aici la noi în vreme de pandemie. În primul rând, de dumneavoastră, cum sunteți din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al moralului, să începem să ne cunoaștem așa până intrăm în discuția profundă legată de sistemul de sănătate din România. Pe mine ce pot să zic că eu, în principiu, fiind chirurg, sunt o ființă pozitivă și încerc să mă mențin cu moralul ridicat. Deci e un exercițiu pe care l-am învățat de când am început această carieră de chirurg și fără de care nu poți duce la bun sfârșit greutățile cu care te confrunți zi de zi. V-ați vaccinat, domnule doctor? Poftim? V-ați vaccinat? Da, din primul val, fiind personal medical, am avut norocul de a avea acces la vaccin din primul val. Bun, o să vorbim un pic și despre vaccin, dar am să-i dau cuvântul și colegii mele, Andreea, care are pregătite întrebări pentru dumneavoastră. Bună dimineața încă o dată. Dumneavoastră sunteți cunoscut pentru faptul că spuneți așa verde în față și nu vă feriți să spuneți care sunt problemele din sistemul de sănătate românesc. Și acum puțin timp ați spus un lucru care mi-a atras atenția, că s-a atins ultima linie de apărare în lupta cu pandemia și am să vă rog să ne explicați puțin în ce context ați făcut această declarație. Era vorba de faptul că s-au implicat în lupta cu pandemia spitale, cum ar fi Institutul Oncologic București sau Institutul Clinic Fundeni. Este adevărat, în principiu aceste spitale erau în linia 3 ale spitalelor care trebuiau să preia pacienți cu COVID și măsura asta a fost luată în contextul în care multe unități de primire urgențe din București erau practic blocate cu pacienți care fie erau intubați ventilați mecanic, fie necesitau manevre specifice de terapie intensivă și care, repet, blocau aceste unități de primire urgențe, adică paturile pe care trebuiau să vină alte urgențe erau destinate îngrijirii acestor pacienți. În principiu, unitatea de primire urgențe nu este o unitate care să îngrijească pacienți de terapie intensivă, ci îngrijirea acestora trebuie făcută în servicii de terapie intensivă, dar la momentul acela practic numărul de paturi era insuficient și a fost nevoie de această măsură să se apeleze inclusiv la noi, la Institutul Oncologic București, pentru a pune la dispoziție un număr mic de paturi, 5 paturi, dar totuși am preluat 5 pacienți care erau gravi din diverse UPA-uri din București, pentru a decongestiona situația. Din păcate, nu știu dacă neapărat a fost semnificativ efortul pe care l-am făcut, dar cred că toți, și când spun toți, mă refer în principiu la managerii de spital și la medicii din București, trebuie să fim conștienți că sunt niște momente critice din această pandemie. Sunt momente critice și nu trecem nici prin cele mai fericite clipe. Știm cu toții ce s-a întâmplat în capitală cu acel tir. Revenind la paturile din spital, vedeam dimineață o știre conform căreia nu prea este socoteala. Una este pe hârtie, alta este realitatea. Ce am putea face pentru a suplimenta paturile de spital, pentru a putea trece și această perioadă grea? Există și alte variante? Mă gândesc că managerii, ce se întâmplă în America, exemplu, în care practic ei au fost organizați în așa fel încât erau 4 etape în orice pandemie. Ei deja aveau organizate lucrurile astea și a patra etapă era că
serviciile medicale nu mai pot fi desfășurate în mod normal și toate eforturile sistemului medical se concentrează pe tratarea pacienților afectați de, mă rog, în cazul nostru, de această pandemie de SARS-CoV-2. Încă nu știu dacă am ajuns neapărat în momentul ăla, dar dacă lucrurile merg în continuare ascendent, putem ajunge în situația în care practic au fost, eu știu, Italia sau Franța la începutul pandemiei, în care toate spitalele erau blocate pentru tratarea acestor pacienți. Sper să nu ajungem în această situație. Deci dacă mă întrebați dacă se mai poate face rost de... Ne mai auzim, domnule doctor? Da, se poate face rost, dar cu prețul renunțării la tratarea altor pacienți. M-ați auzit? Da. No, da. Ne gândeam, încercam să ne imaginăm o astfel de situație. E de neconceput. S-a tot discutat perioada pandemiei, având exemplul multor țări care au tratat pacienții pe culoare, au ales ce pacienți să trateze în funcție de vârstă. Să sperăm că nu vom ajunge acolo, pentru că nu se știe niciodată. În această situație, de când a început pandemia, eu mă așteptam să... Adică mie chiar mi-a fost frică că vom ajunge în această situație. La început, din cauza măsurilor foarte restrictive de, mă rog, de lockdown, de limitarea contactului, nu a fost cazul să ajungem în acea situație în care au fost, de exemplu, Italia. Și cred că au fost în momentul acela niște măsuri foarte bune din cauza că ne-au permis să respirăm și să mobilizăm, să zicem, mai multe resurse. Din păcate, acum suntem într-un val crescător de infecții și ce este caracteristic acestui val, din punctul meu de vedere, este procentul mai mare de forme grave din procentul total de infectați. Acest procent mare de forme grave duce cu necesitate la o presiune mult mai mare pe serviciile spitalicești și pe serviciile de terapie intensivă. Și, din păcate, toată lumea vorbește de paturi de terapie intensivă, de crearea de paturi de terapie intensivă, dar patul în sine este, mă rog, este o abstracțiune, fiindcă patul trebuie să vină cu personalul care îl deservește. Și, din păcate, resursa umană, după cum știți, în sănătate este limitată, mai ales în acest domeniu al terapiei intensive. În România avem aproape 4.000 de paturi ATI, cel puțin astea sunt declarațiile oficiale, iar oamenii se întreabă, pentru că de fiecare dată auzim prin presă și nu numai, toate locurile sunt ocupate și oamenii ridică din numeri și spun, dar nu mai tratăm și alți pacienți, toate paturile de la ATI sunt ocupate cu pacienți COVID? Dacă mă întrebați de situația institutului, activitatea noastră decurge, să spunem așa, quasi normal. Adică nu a fost o reducere semnificativă a numărului de operații sau a numărului de pacienți oncologici tratați. Tocmai fiindcă, la nivel decizional, s-a considerat că tratamentul pacienților oncologici trebuie să rămână o prioritate. Ceea ce probabil este de înțeles, a fost că au fost amânate operațiile care puteau fi amânate. Și aici nu mă refer la pacienții oncologici, ci mă refer la pacienți gen, eu știu, intervenții chirurgicale pentru hernie sau pentru varice sau pentru boli care în principiu nu pun în pericol viața pacienților. Așa numitele intervenții chirurgicale elective, al căror moment îl putem alege noi în colaborare cu pacientul. Și cred că este o măsură normală în contextul în care trebuie să ne îndreptăm spre tratamentul pacienților care sunt în momentul ăsta în insuficiență respiratorie și care necesită măsuri de terapie intensivă. Apropo de asta, sunt aceste tiruri ATI o soluție în momentul de față? Bineînțeles că ne raportăm și la ce s-a întâmplat zilele trecute. Și dacă puteți să ne explicați, așa, pe înțelesul tuturor, ce sunt mai exact aceste tiruri ATI?
oameni, dar acest gen de incinte nu pot fi decât o soluție de avarie într-un moment în care presiunea este foarte mare. Nu cred că îngrijirile dintr-o astfel de incintă se pot compara sau se pot compara cu cele dintr-o secție de terapie intensivă de spital, ca să spun așa, în care practic totul e și oamenii au deja. Da, din păcate mai avem probleme tehnice cu semnalul, cel mai probabil. M-auziți? Da, acum da. Acum da. Scuze că deci practic ce se întâmplă acolo este o soluție de avarie, repet. Și mă rog, o soluție de avarie nu va funcționa perfect tot timpul. Dovadă că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, dar din păcate acesta este momentul în care trebuie să apelăm inclusiv la acest gen de soluții de avarie. Bun, să ne raportăm un pic la ce se întâmplă și la Institutul Oncologic din București, acolo unde dumneavoastră conduceți lucrurile, fiind manager. Cum stați cu investițiile? Știu că există două clădiri acolo, care nu se află într-o stare grozavă. Ar trebui reabilitate. Ce vești aveți pentru noi cu privire la proiectele care sunt în derulare sau se vor derula acolo? Ardele românești, să spunem, Institutul Oncologic este un spital nou, fiindcă a fost dat în folosință chiar în 89. Deci are cam 30 de ani vechime. Ca și circuite, ca și saloane, este un spital care este funcțional după standardele actuale. Spre deosebire de alte spitale din România care sunt construite la standardele anilor 70. Dar, din păcate, în Institutul Oncologic n-au fost făcute investiții majore timp de 30 de ani. Adică, pe lângă clădirile de care spuneți, care inițial aveau cu totul altă destinație, non-clinică, non-spitalicească, este vorba despre o clădire care era gândită ca un centru de cercetare, o biobază pentru cercetare pe animale, ceea ce nu mai este actual în momentul de față, și o clădire care era gândită ca fabrică de medicamente, care iarăși nu mai este o actualitate din cauza că sinteza medicamentelor se face în fabrici dedicate. Nu mai putem să gândim o platformă care să facă totul așa cum s-a gândit în momentul 89. În afară de aceste clădiri cărora vrem să le dăm o destinație clinică și anume un centru de paliație, o destinație absolut necesară și un hotel pentru pacienți, și în clădirea principală, în spital, trebuie făcute diverse investiții pentru a împinge puțin înainte standardele hoteliere, dar de ce nu, și standarde care sunt absolut necesare în momentul de față, standarde de digitalizare, și diverse alte lucruri care trebuie neapărat făcute pentru spitalul nostru. Spitalul nostru, repet, este primul institut de acest gen din țară și este și cel mai mare. Dar spre deosebire de colegii noștri de la Iași sau de la Cluj, noi n-am beneficiat de aportul autorităților locale, un aport care a fost foarte important pentru ei. Și de aceea partea asta de investiții a rămas destul de în urmă. În momentul de față există buget pentru a face toate lucrurile de care ați spus că e nevoie? Din păcate, nu. În ce încercăm noi să facem? Încercăm, suntem în faza de proiecte, de a face proiecte și după ce terminăm aceste, din care unele sunt foarte, foarte aproape de finalizare. După ce avem aceste proiecte, urmează să căutăm sursele de finanțare, care în viziunea mea trebuie să fie surse de finanțare pe fonduri europene, cred. Bineînțeles, nu se exclud orice alt fel, nu exclud din start orice alt fel de surse de finanțare, dar astea, în condițiile actuale, în condițiile în care România are
acces la o parte, la o infuzie generoasă de capital prin aceste fonduri europene, ar fi păcat să nu încercăm să le accesăm. Bun, pe final, vă rugăm să ne mai spuneți o dată, din punctul dumneavoastră de vedere, sunteți și președintele Alianței Medicilor din România, sunteți un purtător de cuvânt, să spunem așa, în sistemul medical. Există niște soluții concrete acum care pot fi luate pentru eliberarea presiunii din sistem? Cred, dar nu știu dacă ce spun eu va conveni. Soluțiile nu sunt la sistemul medical sau nu sunt la Ministerul Sănătății. Soluțiile sunt și au fost aplicate la începutul pandemiei și vorbim de o înăsprire a măsurilor de lockdown, fiindcă sunt singurele care au fost dovedite că au funcționat. Deci, nu, practic, soluțiile nu sunt la medici, ci sunt la populație, care trebuie să înțeleagă că totuși, deși sună rău și știu că toată lumea este plictisită de această pandemie care trenează de cel puțin un an de zile, totuși suntem într-un vârf de cazuri și într-un vârf de cazuri grave și trebuie să limităm. Singura soluție pentru a limita presiunea practic stă în aceste măsuri de limitare a contactului social pentru a limita infectările, plus mers în paralel cât mai repede cu creșterea numărului de vaccinări. Fiindcă până una alta, dacă vom ajunge să vaccinăm un procent apreciabil de populație, probabil că pandemia se va stinge de la sine. Dar pe termen scurt, repet, măsurile de lockdown mi se par cele mai plauzibile pentru a fi luate și a stabili ceea ce se întâmplă în momentul de față. Vă mulțumim mult pentru prezența în matinal, mult succes mulțumim. În continuare, spor la treabă și să auzim vești bune din sistem. A fost alături de noi doctorul Bogdan Tănase, managerul Institutului Oncologic, profesor dr. Alexandru Tre-